Există două feluri de religii, una teoretică și una practică. Una care doar vorbește și alta care vorbește și face. Există o religie de scenă și există o religie de cămăruță. Există o religie pavată cu intenții bune, oamenii își doresc, oamenii își propun, au tot felul de scrisori de intenții. Dar există o religie pavată sau presărată cu fapte concrete, cu fapte bune. Există o religie bazată pe ritualuri și există o religie bazată pe o trăire autentică a pocăinței. Există o religie prezentă doar la biserică și există o religie prezentă și pe teren. Mi-așa îmi place să o numesc, pe teren, în casa văduvei, în casa orfanului, în casa săracului, undeva unde nu prea ne place să ajungem. Puneți întrebarea, tu ce fel de religie ai?